Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție de Bărbați vs. Femei, alături de prea minunatul meu coleg. Prea asortatul tău, coleg. Dar eu știu că spun așa și tu ești cu partea cu asortatul. Bine. Ați văzut ce frumos am asortat astăzi? Foarte interesant. Nu ne-am vorbit, nu ne-am înțeles. E prima oară când port pantaloni ăștia. Ia, nu știu, cu rochița, nu prea sunt eu atent. Dar mă rog, ne-am asortat și asta e cel mai important. Un pic de bronz, dacă aveam și eu mai mult. Asortați și invitații noștri de astăzi. Astăzi stăm de vorbă cu Dinu Maxer și iubita lui Magdalena. Bună, dragilor! Bună, dragilor! Ce Bună. Faceți? Foarte bine, mulțumim, voi! Foarte bine, oamenii cred că vă cunosc deja destul de bine, nu trebuie să mai... Nu? Eu aș adăuga ceva, fiindcă se face confuzia asta cam des în presă și țin neapărat. Într-adevăr, actrița Magdalena Chihaia, fiindcă atunci când eu am cunoscut-o, Magda avea un nume, cel puțin iubitorii stand-up-ului o cunoșteau ca sora Magdalena, așadar este, să zic, un nume în acest showbiz. Și în felul ăsta dau și un răspuns prietenilor din presă care au zis altceva zilele trecute. Să știi că e foarte frumos ceea ce spui. Am mai avut discuția asta chiar și cu Bogdan și cu invitații noștri. La fel, foarte drăguț. Uite, un detaliu important care face diferența. Vrem să luăm cu începutul. Ia, am înțeles că aveți un tir de întrebări pentru noi. Oh. Întrebări, joculețe, foarte multe chestii interesante și pentru noi ca și intervievatori, dar și pentru publicul de acasă care ne urmărește. Vreau să începem cu începutul, să ne spuneți cum v-ați cunoscut voi doi. Te las pe tine? Bine, lasă-mă în familie. Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment monden. Noi avem un prieten comun, Florin Burescu. Eu l-am invitat pe Florin la evenimentul unde prezentam și aveam și un show de dans cu partenerul meu. Iar Florin a venit împreună cu Dino. Și acolo ne-am cunoscut. Și oficial, cum ca să spun așa. Cum să formați un cuplu? Hai că fac eu un rezumat, că altfel am stat toată emisiunea. Nu de alta, dar tot aici cu Cornelia Ionescu, colega voastră, am... Știi cum, am împărțit așa, parcă eram într-un serial, știi că filmul e ăla concentrat și serialele sunt alea care... Pe capitole. Pe repede înainte a fost o scânteie între noi, am stat până târziu în trei la discuții și la vorbe, însă nu s-a legat nimic, eu eram imediat după divorț și hai să zicem că Magda s-a speriat de relația pansament. Da, așa că ea n-a făcut niciun ideea pas. Ideea de relație pansament. Ea n-a făcut niciun pas, nici eu. Am devenit prieteni, am colaborat într-un proiect care s-a numit S-a furat mireasa, o piesă de-a mea care face furor și mă bucur. Iar Magda a dansat alături de mine, am venit împreună la multe emisiuni, dansa în roche de mireasă, eu eram îmbrăcat mai aproape ca în generică. După ora 12 și adică fără cravată, fără papion, deschiat la cămașe și nu s-a comentat nimic, nu s-a scris nimic, ceea ce a fost șocant, iată că spun pentru prima oară lucrul ăsta. Iar apoi am început să, de fapt ea, nu știu că a fost o capcană, Magdalena, m-a atras în zona salsa. Eu nu lasem contact niciodată cu la televizor, dar efectiv, cu toate că îl cunoșteam pe Wilmar, că îl cunoșteam pe Radu, primul, așa, niciodată n-am luat contact cu zona salsa. Am intrat acolo și mi s-a părut altceva, mi s-a părut un vibe senzațional și culmea am descoperit în mine. Foarte bun, n-a stat doar. Foarte bun, da. Mult zis, dar pot să zici doar bun. Ca să nu roșesc. Așa. Ai aptitudini destul de profunde, așa că... Și îmi spune o coregrafă, mulțumesc. Dar fiind îndrăgostită de mine, nu cred. Da, nu știu. Și ce ți-a atras pentru prima ta atenția? Când dansam cu ea. Deci, am spus-o și în piesa noastră, prima noastră piesă împreună, efectiv, dispărea tot în jurul nostru. De nu eram amorezat de ea. Chiar din potrivă, oarecum... O ținere la distanță un pic. Da, am avut așa... Zica, ok, suntem buni prieteni, ok. Și după asta, încet, încet, am mai fost la un festival împreună. Puteți să credeți, am dormit în același apartament împreună, fiind frig, ca și acum, am dormit în același pat, ca doi prieteni, deci nu crede exact nimeni, dar... Te-a ținut un pic la distanță. Nu, pur și simplu, reciproc a fost. Plus că nu erau condiții de...
prima noapte, adică era frig. Păi, fii atent, noi știm cum ați plecat într-o excursie în Dubai, nu, eu... ca prieteni și v-ați întors. Și după aceea a urmat Dubaiul, Dubaiul care însemnau 5 zile. Da. Aici la festivalul ăsta din Mamaia a fost o singură zi și atunci oarecum... A fost justificat. Păi pentru o zi nu se merită, știi? Hey, când am ajuns în Dubai, evident, am uităm unul la altul și am spus, noi plecaserăm tot așa pentru zona salsa și chiar am, ne doream și cred că am reușit, nu? Să devenim ambasadorii acelui festival care se va produce undeva în aprilie în Dubai. Da? Și atunci ne-am uitat unul la altul și am zis, ce facem? Facem ca în Las Vegas, ce rămâne în, ce se întâmplă ce la Las Vegas? În Dubai, Las... rămâne în Dubai. De la așa sau? Și am zis, păi dacă se întâmplă ceva de la sine și totul e ok, vedem cum evoluează relația. Și culmea este că s-au întâmplat lucrurile atât de natural, firesc și ne-am dus într-o zonă de confort și de pasiune și de implicare și de și artistică și așa, încât s-au dus, am mers dintr-una într-alta. În Dubai, evident, am revenit ca... iubiți, dar trebuia să dăm și testul de România, că Dubai cu vraja, cu nebun după căldură. După vă dădeați întâlniri doar în Dubai. După vă dădeați întâlniri doar în Dubai. Așa. Și am revenit în România, iar vraja a continuat. Și atunci am hotărât să formăm un cuplu, dar să știi că de-abia după o lună ne-a surprins presa. N-am fost genul ea este, ia, asumați, uitați-ne, ia. Da. Ne-au surprins paparații chiar în Mamaia, în cel mai cotat club și ne-a făcut plăcere, după aceea n-am apărut să zicem nu. Da, dar prima dată când am fost, când presa a bănuit ceva despre noi, cum vă spuneam, în Mamaia, la acel festival salsa, nu era nimic între noi, eram prieteni. Nu era nimic și toți ziceau, sunteți, băi, nu sunt, credeți-ne. Dar să înțeleg că mai aveți un pic și sărbătoriți un an de relație, sau, de acolo? Un pic până în iunie. Un pic până în iunie, da. Ah, ok. Am înțeles. Dar putem sărbători momentul în care ne-am cunoscut în curând, fiindcă era pe sfârșit de martie, nu? Da, da, așa. Da, ar putea. Ce nu ține minte și când s-au cunoscut, de ce îi ține evidență și la lucrul ăsta. Wow. Magdalena... se vede în ochii tăi așa o strălucire și când te uiți la ei pari foarte îndrăgostită. Cel puțin asta se vede din exterior. Am dreptate? Da, așa e. Ce-ți place cel mai mult la, la el? Wow! Totul. Începând de la frumusețe, eleganță, candoare, tandrețe. Mai aveți timp în emisiune? Profesionalism, face cu aceeași plăcere și bucurie profesia lui, arta, la fel ca mine. Îmi place cum se comportă de dimineață până seara, îmi place cum se comportă cu mine, îmi place cum se comportă cu copiii lui și îmi place... Iar și crizele mele? Cât de, e normal, fiecare om e așa, puțin noblu, grizat câteodată. În noblu n-am avut câteodată. Și ieșiri, că na, orice bărbat, mai ales la volan. Hai și gătește senzațional. Asta e o nouă latura mea pe care mi-am descoperit-o. Wow! Foarte multe complimente. Nu știu de ce la un moment dat mă așteptam să aud mai mult. Păi mai am lista mai lungă, da. Da. Okay. Durează. Ok. Am și unele sunt și cu perdea, așa, am rugat-o să păi la mă gândeam că urmează să le zici asta. E și foarte romantic. Pare, este. Pare. Dinu, știm că după relația cu Dea, ai mai avut o iubită. Și nu prea au mers lucrurile între voi. Și tu cu această iubită, fostă iubită, mă rog, ai mers la ziua Magdalenei. Aia vreau să știu dacă cunoști lucrul ăsta. O situație cam obișnuită. Bogdan. Zim despre... Acum pare neobișnuită. Dar atunci era ok, fiindcă eu hotărâsem o relație de prietenie cu Magda. Și la fel. Am simțit cumva... așa, obligație, dacă vrei, să fiu la ziua ei ca prieten și a rămăsese să mă decid dacă mă duc singur sau cu cu fata cu care eram atunci. Iar eu l-am invitat pe la ziua mea, aflase în care e prietenă și am zis, dacă vrei, poți să vii și cu iubita. Da, așa, tu de n-ai fi vrut. Drăguță, da. De fi, nu știu ce să... Eu n-am văzut și paranteza în care scria, ar-și prefera fără, știi? Închid paranteza. Și tu te-ai dus cu ea.
Eu am mers împreună. Mă rog, mai mult ea a venit cu mine, fiindcă simțea, simțea cumva... Nu, i-am spus, vii sau nu. Era simplu. Și simțea acel ceva dintre energia noi. Energia pe care eu refuzam și am refuzat-o multe luni. Toată lumea din jurul nostru o vedea. Și prietenele mele vedeau și nu mă credeau deloc când spuneam că nu sunt de deci prieteni, atât ei, nu-i adevărat. Mi s-a părut incredibil. Cine ți-a zis? Că... Alexandra și... Nu Alexandra, Andreea cu Dragoș, prietena mea din copilărie, mi-a zis să... Stai liniștită, o să fii cred că tu la un moment dat o să te combini cu cineva care a fost la ziua ta acum. Și zic, cu cine? Că-ți combinați toți cei care erau singuri... Și zice, nu, acum e ocupat, dar nu o să mai fie. Zic, nu înțeleg. Despre ce vorbești? Nu te-a zis gândul în nicio secundă la Dinu? În momentul în care l-am văzut cât de serios este și devotat în relații, vorbind cu el și cunoscându-l ca prieten, am zis, da, peste câțiva ani probabil se desparte, dar asta eu n-așteptat atâta. Dar ai simțit un pic de gelozie în ziua respectivă? Era înainte de emisiune, da. Da, un pic așa mi s-au retezanit el așa e picioarele normal. Și după încercam să fiu aceeași pe scenă cum eram înainte. Numai că nu puteam să fiu foarte natural. Și atunci am apelat la actorie, bineînțeles, care m-a salvat. Și am zis, wow, sunt din nou cum eram. Da. Sunt curios cum vă înțelegeți cu familiile celuilalt. Cum te înțelegi cu mama lui Dinu, de exemplu? Foarte bine, foarte bine. Deci, e o relație incredibilă, da. Fiindcă am același sentiment față de părinții ei. Sincer, la începutul relației noastre, Magda îmi tot spunea despre mama, despre tatăl și mi se părea, ce îmi spune, e prima oară când auzi, de ce îmi spune despre ei că mă placă, zic, prea repede, adică nu... Da, e de vreme. Da. Ei, după ce am ajuns să-i cunosc și să dau seama cât de ce legătură frumoasă este între Magda și mama ei și ce tată deosebit are și culmea este că pentru mine șocul a fost că mama și tatăl Magdei au lucrat în aceeași instituție cu tatăl meu. Gen se cunosc. Da. Da. Au fost inspectori igieniști pe vremea lui Ceaușescu, iar pentru... După Revoluție, tatăl meu a devenit asistent ortoped, adică punea gips, cu alte cuvinte. Și mă mândresc cu chestia asta, fiindcă la un moment dat era în top 3 în București, deci după afluxul de pacienți. Iar Magda a ajuns pe mâna tatălui meu. Wow. Da, l-am cunoscut da, pe tatălui și, asta... și mi-a dat o scutire pentru educație fizică după ce m-a consultat. Și să ai o problemă la piciorul stâng. Da. Wow. Pe care încă am. Pe care încă am, da. Da, ceea ce e asta mi s-a părut senzațional. Iar mama a acceptat-o imediat și șocul șocului, dacă vrei, nu ăsta este, că ăsta e oarecum firesc și natural și normal. Mama mea cu mama Magda, în momentul ăsta, sunt cele mai bune prietene. Wow. Da, asta este senzațional, pentru că mama și-a dorit foarte mult să-și găsească o prietenă. Ea a avut o prietenă foarte bună pe care a pierdut-o acum câțiva ani și era foarte tristă. Și de când sunt cu Dinu și de când a cunoscut-o pe Eva, pe mama lui Dinu, este super încântată, foarte fericită, își vorbesc non-stop, se sună de 2-3 ori pe zi, vorbesc mai mult decât vorbim noi cu ele și mi se pare senzațional. Chiar e super tare. Dar tu ai fost fana lui Dinu, din ce am înțeles. Da, în adolescență. Am și fugit de acasă să mă duc la un concert de al lui Dinu și da, mi-am luat și pedeapsă asumată. Așa e diferența de vârstă dintre voi? 12 jumate. 12, da, jumate. I-am și întrebat-o, zic, de ce n-ai venit la mine? Măcar, poate mi-aminteam, e puțin probabil că atunci... Am vrut să fac poză cu el, am văzut că erau destul de multe fetișcane pe acolo și am zis, da, de ce să mă, poate nu mai are chef. Poate sau poate și o să mă căsătoresc cu el peste câțiva ani, sau poate cine știe. Nu, am zis că dacă e să fac vreodată poză cu el, cu siguranță o să fac mai târziu. Wow. Așa am gândit. Da, și o altă chestie foarte mișto pe care a povestit-o Magda, dar nu așa cum o să vă spun eu. La un moment dat, evident, în camera ei erau foarte multe postere. Imaginați-vă că tatăl ei a intrat într-o zi în cameră și a zis, le aruncăm pe toate. Ce-s cu posterele astea aici? Și le arunc pe toate, în afară de posteră cu Dinu. Poți să crezi. Eu și Backstreet Boys. Backstreet Boys, da. Da. Da, deci iarăși o chestie care
țină cumva de paranormal puțin. Fetelor, care aveți poster cu mine prin cameră și care ați vrut să veniți la un concert să faceți poză, să țineți minte, mă găsiți pe Instagram, Bogdan Mocanu oficial, dar nu acum, peste câțiva ani, gen, o să mă căsătoresc cu una din voi, ca să știm. Să știi. Să știi. Nu se știe niciodată. În același timp, poate anticipez întrebarea ta, eu am fost fan al personajului Sora Magdalena. Da, deci mie mi s-a părut foarte tare. Evident, m-a și șocat când se dezbrăca la sfârșit de veșmântul așa, bisericesc. Bisericesc. Și trebuie să recunosc că un gând năstrușnic mi-a trecut așa când am văzut-o prima dată. Zic, Da. Dina, vrea să ne spui cum se înțelege Magdalena cu copiii tăi? Cred că mai bine o las pe ea, fiindcă aș lăudau prea mult. La un moment dat, Andreas devenise... Adică nu mi se mai confesa mie, îi se confesa Magdei, ceea ce pentru mine este wow. Consider că, de fapt, asta e definiția, nu? Unei relații extraordinare. După cum știți, Andreas locuiește cu mine, Maisa cu Dea trei etaje mai jos, ceea ce culmea este, momentul ăsta nu deranjează pe nimeni, adică nici pe Magda, nici pe Robert, fiindcă e, pot să zic, armonie mult zis, dar înțelegere și toleranță. Uh-huh. Înțelegere, bine zis. Păi da, am înțeles că fiica ta a fost geloasă pe Magdalena când ai scos. Da. Clipul, wow, cât de bine informat sunteți, da. Da, avem o echipă care... Într-adevăr, s-a întâmplat lucrul ăsta, m-a amuzat și încă nici acum să știi că nu mă lasă când dansăm noi în casă, adică eu cu fiima avem ritualul nostru de joacă și începem cu dansul, nu mă lasă să mai pun piesa cu noi. În schimb, dacă pun o altă baceata, zice, acum dansează cum dansez cu Magda, cu mine. Wow. Da, și are 4 ani, da? Mi-a arătat și mie odată și a zis, e bine cum fac, fac ca tine? Zic, da, faci. Iar ieri faci a mine, fost da. Prima lecție de... Vals. De vals, să-i spune balerina, că ei preda niște mișcări de balet. Care merg și în vals, da. A fost cumva pe pași de vals mai mult decât de balet. Magda este coreograf și chiar colegii din presă, că de-aia am ținut-o la început să vă spun, au numit-o foarte des dansatoare. Nu i-ar fi o problemă, dar e coreograf dansator, iar mai presus de toate are diplomă de actor, așa că ar trebui luate... Dansator e subapreciez dacă îi spui doar dansator, așa este. Iar actorul cuprinde tot, că dacă nu ești versatil în ziua de astăzi, nu poți să te numești actor. Voi v-ați dori să aveți un copil al vostru? Din răspundere. De ce? Este cea mai frecventă întrebare care ni se adresează și nu de către presă, inclusiv de către de familie, cumva, de prieteni. Da. Eu răspund că e prea devreme pentru mine să răspund la astfel de întrebare. Dar, e prea de vreme să răspunzi, ok. Da, dar în același timp, în discuțiile noastre, i-am spus și Magdei, nu știu niciodată... Niciodată să nu zici niciodată. Niciodată să nu zici niciodată. Vine Magda mâine și îți arată testul, să-l pune în față, ce faci? Aș cam fi incompetent. Atât de direct, n-a întrebat nimeni. Da. Ce faci, ce îi spui? Sunt medic, cred că ar fi o chestie de incompetență medicală la mine. De scăpare de nou. Nu se întâmplă lucrul ăsta, dar dacă s-ar întâmpla, presupun că i-aș da același răspuns pe care ți-am dat și ție. Stai să mă mai gândesc. Dar, Dinu, ai fost surprins atunci când Dea a intrat într-o altă relație? Nu, dimpotrivă. Știu, poate să pară ciudat, dar am declarat-o și atunci, mi-am dorit să-și găsească pe cineva și evident mi-am dorit să-și găsească pe cineva cu care să aibă o relație stabilă. Și acum o să vă întrebați de ce, fiindcă evident este fata la mijloc și eu chiar mă bucur, știu că iar sună foarte ciudat, mă bucur că Robert se înțelege bine cu Maisa și că se joacă și că au apărut orice articol care apare în presă, chiar alea dure care Robert i-a luat locul lui Dinu Maxer în... Așa, nu mă atacă, nu mă lovesc, nu mă rănesc. Asta căutam, rănesc. Nu mă rănesc deoarece îmi doresc ca ei să se înțeleagă, fiindcă, într-adevăr, Maisa, că așa am hotărât eu,
stă mai mult cu Robert. Da? Eu am hotărât să stea la, la Dea. Dacă hotăram să stea Maisa la mine și Andreas la ea, probabil ar fi fost nu, altă discuție. Ți se pare fericită Dea acum? Nu cunosc asta. Nu mai e treaba mea. Wow. Cold. Da, mă gândeam cu țele în care ați fost atât de mult timp împreună și probabil v-ați mai văzut stând în același bloc. Foarte rar. Rar? Foarte rar, da. Nu, într-adevăr vorbim exagerat pe WhatsApp, în sensul prin mesaje, fiindcă există tot felul de probleme, de la o boală cu unul dintre copii până la cu cine stau un weekend, deci chestii de program. Sunt foarte multe, dar... în rest, nu. Chiar, sincer, acum o să sune ciudat, nu mă interesează. Ha. Sper să fie bine, iarăși, pentru că un părinte care e fericit are o altă, un alt vibe ca pentru copil. Asupra copilului meu. Da, mi-a plăcut răspunsul tău, nu mai e treaba mea. Gen, ca și cum bărbat este însărcinat cu fericirea femeii de lângă el atâta timp cât este cu ea. Că nu poți mai să este... spun că ai zis-o mai frumos ca mine. Magdalena, te deranjează că Dea folosește în continuare numele de familie, Dea Maxer, atunci când se prezintă? Nu, pentru că, bine, mi s-a părut ciudat, foarte ciudat, că și eu am divorțat și atunci când divorțezi îți dorești să nu mai ai nicio treabă cu fostul. Dar în cazul ei, având în vedere că fostul este o persoană celebră și numele are o putere foarte mare, nu este în avantajul ei să nu mai cheme Maxer, pentru că Maxer înseamnă foarte mult. Adică tot ceea ce a creat Dinu în toată cariera lui și cât de puternic este numele de Maxer, este în avantaj, nu în dezavantaj. Și atunci... Ți-ar plăcea să te cheme Maxer? Nu, pentru că s-ar face confuzie. I-am zis-o și lui Dinu, prefer să rămân Chihaia. Dacă vreodată, nu știu, se poate adăuga, dar nu aș vrea să fiu Maria Magdalena Maxer, pentru că aș fi confundată cu Dea Maxer și nu. Fiecare e pe treaba ei. Tu ce părere ai despre ea? Că sunt actriță și atunci Maria Magdalena Chihaia deja e un nume. Măi, am cunoscut-o anul trecut, ca să zic așa, ne-am întâlnit de două ori, e ok, nu știu. N-am ce, nu suntem nici prieteni, nu suntem nici... Ar fi suntem greu. Bună, ce faci, bine. Super. Ieri ne-am întâlnit, okay, de exemplu, când am plecat cu Andreas la mall și ne-am întâlnit la lift cu Dea și cu Robert și am vorbit politicos, oficios și cam atâta. Adică n-avem... Adică e limita, da, de respect. Da, da, da. Da, eu respect că e mama copiilor lui Dinu și cam atât. Și probabil și ea pe mine că sunt iubita lui Dinu. Deci... Și că cresc copii alături de tine, gen. Da, 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 corect. Oricum, eu țin foarte tare la ei, iar cum a spus și din numai de vreme, Andreas pentru mine este mai mult decât cel mai bun prieten. Foarte frumos. Spuneați că faceți un an în iunie de când vă cunoașteți. Dar în martie de când ne cunoaștem și în iunie de când suntem împreună. Da. Deci ați avut cumva timp să vă cunoașteți cât de cât chestiile mai profunde. Noi avem un joculeț cu niște întrebări, okay, din care o să ne dăm seama cam cât de bine vă cunoașteți unul pe celălalt. Sunt niște detalii mai profunde, să zic așa. Hai că sunt curios. În primul rând, nu de întrebările voastre, că sunt curios de răspunsurile noastre. Bineînțeles, și noi. Te rog. Ok. Deci aici scriem? Scrieți, da. Deci nu am namo. Nu, să nu vadă celălalt. Să nu vadă celălalt, arătați tablița în același timp. Prima întrebare este... Da. Hai să vedem. Trebuie să nu vedeți răspunsul celuilalt. Da, da, da. Eu o să las puțin microfonul ca să fie mai practic. Deci, prima întrebare. Care este jocul Magdalenei preferat din copilărie? Stai că nici eu nu mai știe ce ți-a povestit. Stai că eu nu vorbesc la microfon. Parcă mi-a povestit ceva. Nu, că nu e. Gata, știu. Nu cred că știi. Că nici eu nu mai știu. Important e să coincidă răspunsul. Da. Nu o să coincidă, dar eu o să vă justific de ce am zis asta. 2, 3 și arătăm? Ian că scrie. Da. Trebuia să scriu invers. Teatru de păpuși.
Da, și a tot leagănul ăsta. Ăla e joc? Așa. Mie îmi plăcea foarte tare Mima când eram mică, dar în același timp adoram să stau toată ziua în leagăn. Și mă jucam non-stop acolo. Bine, se poate numi și un fel de vați ascunsă, pentru că mă dădeam în leagăn cât nu erau părinții în curtea respectivă și bunicii erau în altă parte. Și cum veneau, săream din leagăn, cădeam în genunchi, că de-aia problema la piciorul stâng. Și da, fugeam. Deci, da. Da, iar eu am scris tot de păpuși, deoarece mai s-a primit de la noi, de Crăciun, un teatru din acela mare cu păpuși care se bagă tare. În mânuțe. Da. Da. Și da, îmi spunea și mi-ai spus că îți plăcea și ție să faci asta când erai mică. Vezi că ține minte. Da. Ai văzut? Eu am fost confuz de aici că nu mai știu ce îmi place. Nu mai știi ce mi-ai zis. Bun. Următoarea întrebare este: care este sărbătoarea preferată a lui Dinu? Opa! Sărbătoare? Ia să vedem. Încă o dată mă pune și pe mine în dificultate. Ca mine mai devreme. Tu când zici sărbătoare, te referi la Crăciun, Paște? Orice. Crăciun, zi de naștere, ziua îndrăgostiților, orice. Ce tot scrie acolo? Eu am pus două ca să fiu sigur. Bun. A, și Crăciun și zi de naștere, zi de naștere. Hai, ce zici la asta? Dar zi de naștere a ta. Nu, ziua de naștere pentru mine are o însemnătate fantastică. Implementez tuturor oamenilor pe care îi cunosc faptul că de ziua de naștere, indiferent dacă ai ceva să-i reproșezi omului, nu o faci, îl faci să se simtă cea mai împărat, importantă zi din viața lui. Da, sau regină, adică am chestia asta și o fac de la nivelul copiilor până la nivelul părinților. Trebuie să fie o zi specială, așa este. Da. Care eu am zis și Crăciunul pentru că lui Dinu îi place foarte mult să țină bradul de Crăciun mai mult timp. Noi încă mai avem bradul la casă. Eu l-am dat ieri. Și mie și la mai fel. Păi, dar mai sunt doar 11 până la Crăciun. 11, care deja... Bunica mea îl punea evident pe 24 noaptea și îl scotea brad natural de Paște. Mamă, e mult rău. Nu mai cine punea de pe 1 decembrie ca să prindă mai multă zăpadă, bradul și scotea și apă. Nu era la câtă pe vremea aceea. Nu ăsta. E acum. Pe vremea aceea nu era, știi, continuăm. Aceasta credința. Care este mâncarea preferată a Magdalenei? Hai că deja e mai simplu. Ar trebui să fie simplu, mâncat zilnic. Da, dar nu același lucru. Păi, cu atât mai mult. Care e lucrul pe care sunt îl mâncați? Sunt două. Două? Scriere, sunt? Da. Auzi, Dinule. Sunt două. Da, e făcută de mine sau făcută de... Nu, care, pe care mănâncă ea. Ea singură. Pe care mănâncă ea fără tine. Așa ea nu prea mănâncă. Mănâncă ia, cum ar fi puțin să scrie? Nimic. A, mă, că e simplu, rău, e foarte simplu. E sunt simplu, cele mai ți-am zis că mai am ceva în sânge. Pe lângă român. Zic atât, nu e un fel de care... Dar de ce trebuie să spui? Nu mai spune. Stai că faci nu mai ajuta. Să vedem ce scrie. Dar nu scrie ciorbă, că nu... Shaorma de Dubai. Pe lângă ai fost, i-a spus pizza tot și paste. Na, de asta am vrut să scriu la început, dar... Păi și de ce n-ai zis? Fiindcă mi s-a părut, da, nu știu și nu contează. Prea general, nu? Ți s-a părut? Prea general, da. Nu de alta, dar când am fost în Dubai, a doua oară, m-a dus într-un loc, ea fiind rezidentă în Dubai, cunoștea mai mult decât mine, evident, și m-a dus într-un loc unde mi-a prezentat o shawarma de Dubai excelentă. N-a fost excelentă, dar... Era senzațională. Unde? Era soft așa, mai pentru fete, nu? Cu unde? Foarte multe sosuri, foarte multe... În ce zonă? În Jumeirah 3. În Jumeirah 3. Mm-hmm. Frumos. Da, da, foarte bun. Care este culoarea preferată a lui Dinu? Stai, vestimentară sau așa? O singură culoare preferată putem să avem. Gen... Dintre toate culorile, care îți place ție să o vezi în jurul tău? Cred că ești vestimentară și așa, da. Hai, Magdalena, hai! O să fiu banal. Eu cred că aș putea să ghicesc ea să văd, nu cred. Leșin. Wow. Păi da, că na. Dar nu mă îmbrac atât de des în verde pe cât mi-aș dori. Eu am să zic negru. Știu că îi place pentru că și-a căutat foarte mult când am fost în Ibița un sacou verde. Și erau mai multe culori, mai multe nuanțe de verde și nu știa exact pe care să și-l cumpere. Și a zis, uite, verdele e culoarea mea preferată. A ținut minte? Uite, și tu ții minte. Bun. Hai.
Care este melodia preferată a Magdalenei din melodiile tale? Bănuiesc că cea de la, la care trebuia să vină atunci la concert, cred că aia era sigur. Presupun că e iarăși banal răspunsul. Cum deschis așa repede? Da, într-adevăr, sunt convins că e una din trupa AXA. Și evident, e hitul incontestabil. Bravo. Mare te cheamă. Frumos, amândoi. Bun, continuăm. Care este cea mai mare dorință a lui Dinu? Se face are mai excepție, multe. Facem o excepție de sănătatea la copii și așa că astea sunt chestii elementare. General, normal, așa ceva mai... Te referi artistic, presupun, nu? Probabil, artistic, da. Material... Sunt două. Scrie-le. Cea mai mare dorință mea. E o vorbă celebră și am adăugat cumva răspunsul pentru voi. Stai, termine și mă. Hai că ar fi culmea să scrii exact ce am scris eu. Nu știu că am scris cu 8 rânduri mai mult, orice ar fi. Să iasă proiectul cu școala de muzică, AXA Music School. School și proiectul AXA. Proiectul AXA. Ok, și tu? Asta, mă rog, general. Să fac ce-mi place, muzică și să câștig din asta. Dar e același lucru, doar că ea a fost mai subiectivă. Mai amănânțită. Într-adevăr, muzica în momentul ăsta pentru mine are mai multe valențe. Nici am crezut că o să aibă atâtea. Inițial eram interpret și compozitor, creator, mă rog, textier și orchestrator. Treptat s-au dezvoltat lucrurile. Compui și... promovezi și pe alții, gen cum este studio. Școala noastră, AXA Music School. Desigur, trebuie să... Am refăcut trupa AXA și ne dorim foarte mult, știi, să existe și în acest proiect, să fie și acest proiect unul viabil și vandabil. Și atunci, na. Deci muzica înseamnă multe. Și acum pregătim noi o chestie foarte tare. Vă dăm în premieră o chestie neapărat. Vreau să știți că Magda m-a pus să fac cel mai frumos vals din viața mea și cred că am reușit. Vrem vals? Să facem, da, vrem să facem un vals al mirilor, dar nu vals modern cum se poartă acum. Toată lumea vals cântă. Clasic. Am făcut un vals clasic și abia aștept să-l termin. Wow. În sensul că e scris, e înregistrat, mai rămâne doar să îl mixez. Pic gulit, cum da. Foarte tare, așteptăm să vedem. Da, sunt și cupluri care sunt convins că, așa cum s-au îndrăgostit de-a lungul anilor de vals de vien, așa o să facă și de un vals clasic în care în română o să înțeleagă ceea ce spune autorul. Mai ales wow. Că spune ea, își spun reciproc partenerii. E un dialog. Da. Frumos. Da. Mai avem două întrebări. Când Magdalena era mică, ce voia să fie când o să crească? Asta știu. Tu da. Asta e cam simplu, nici nu mai ridic. Actriță. Femeie de serviciu. Nu știți celebra chestie cu... Ce vrei să mă fac când o să fiu mare? Femeie de serviciu. Dar de ce? Păi toată lumea este de... Să română până ziua, doamne. O respect, adică. Bun, și ultima întrebare. Care este cea mai mare frică a lui Dinu? Frică? Mamă, mă încuia și pe mine. Eu nu cred că are frici din... Oricine are. Orice. Nu te scriu că e prea lungă. Mm-hmm. Nu o să ne... Puteți să puneți deja. Bine. Că n-am reușit. Chiar, mai simți cu vreo frică? Bună întrebare. Nu. Ba da, am una. Când eram mic, tatăl meu mi-a arătat, eram fan Stan și Bran. Doar am pus că o să zic că frica de eșec, frica de ceva, dar chiar e ceva gen fizic. Ascultăm. Așa, mi-a arătat, discutam relativ la cariera lui Oliver și nu mai știu cum îl chemau. Și mi-a spus, zice, uite, îl vezi pe el, zice, a murit sărac, homeless, adică pe străzile... Nu știu, New York. Cine? Stan și unul din Stan și Brown? Da, serios? Stan, da. Și în momentul ăla, pentru mine, nu știu de ce, dar
s-a întâmplat ceva în creierul meu de 7-8 ani. Se numește aporofobie. Este frica de sărăcie, de oamenii care sunt săraci, de toți. Îți displace să ai în jurul tău, să ai sărăcie în jurul tău. Aporofobie. Am și eu. Din momentul ăla am devenit un om extrem de calculat și unul care niciodată, chiar dacă noi ca actori, ca artiști, ca și cântăreți, nu avem salariu fix, nu avem... sau o siguranță de un venit stabil. Exact. Acum e, acum nu e, acum iar e. Acum e mai mult, acum e mai puțin, acum nu e deloc. Da. Am făcut în așa fel încât să fiu un tip echilibrat financiar și astfel încât să nu fie frică de ziua de mâine. Exact. Da. Da. Și asta din cauza acelei discuții cu tatăl meu când era mic. Este înseamnă puțin frica ta, cumva cu frica mea. Mă rog, nu e frică, e o dorință de... Încă de când eram mică și m-am decis să devin actriță, am zis că nu vreau să mor no name. Eu vreau să știe oamenii cine a fost Magdalena Chihaia, ce a făcut, că le-a adus măcar o dată zâmbetul pe buze și să se vorbească măcar 5, 6, 10 ani despre mine. Frumos. Adică să lași ceva în urmă. Exact, să lași ceva în urmă. Foarte frumos. Vreau să trecem la un subiect mai sensibil, dacă tu am intrat în zona asta. Vreau să-mi spuneți pe rând care a fost cel mai greu moment din viața voastră. Separat, nu de când suntem împreună. Nu. În toată viața. Vrei să încep eu? Da. Da. Copil fiind, mi-am pierdut fratele într-un accident de tramvai, iar lucrul acesta a fost atât de traumatizant pentru familie. Chiar dacă în momentul ăla eu stăteam cu tatăl meu, eram crescut de tată și bunică, a fost, sau cel puțin eu l-am resimțit ca fiind unul dezastros. Și ca să termin într-o notă, dacă pot să zic optimistă, l-am criticat foarte mult în mintea mea pe tatăl meu pentru reacțiile de durere care au durat ani de zile. Până când în anul 6 la medicină am fost la cursul de psihiatrie, da? Și profesorul a început cursul, zice, cele mai scria pe tablă mari suferințe ale umane. Și pe locul întâi era pierderea unui copil. M-am dus acasă și i-am cerut scuze lui tata. El nici nu știa că eu în mintea mea l-acuzasem că a exagerat. Da. Și i-am zis să-mi cer scuze pentru că nu ți-am înțeles durerea atunci. Wow. Da. Așteptăm și de la tine, mă. Păi după ce a zis el. Bine. E cumva... Bine, nu pot să zic că e asemănător, că nu e asemănător nici de cum, decât... Ai lacrimi în ochi? Un pic. Și eu am pierdut o persoană dragă când eram foarte, foarte mică. E vorba de nașa mea de botez, care avea 21 de ani și studentă la medicină, care a murit din cauza doctorilor, care n-au putut să o salveze când a făcut rujeolă. Și pentru mine a fost șocul atât de mare, a trebuit să vină în vacanță la mine să ne jucăm împreună. Și am răspuns la telefon, era tata care era în șoc și am întrebat ce face Ana Maria. Și tata brusc a zis, a murit, îi poftim. Moment în care, vreo 6 ani, moment în care am luat-o la fugă pe scări și bunica mea a fugea după mine, nu m-a mai interesat treceri de pieton, mașini, nimic, am fugit în parcul tineretului, în copacul în care mă duceam eu și mă cățăram când eram supărată. Și da, a fost șocant pentru mine și de fiecare dată când mă duceam acolo, pentru că eu semăn destul de mult cu ea, așa i-au zis părinții și nașa mea, adică mama ei. Ea fiind din familie? Ea fiind nepoata lui tata directă și fiind primul tata, pentru că nu avusese copii până la mine, pentru el era ca fata lui. Mătușa mea a fost divorțată și atunci tata i-a ținut cumva loc de tată. Și eu o simțeam ca pe sora mea, nu ca pe verișoara mea și neapărat ca pe nașa mea. Dar pentru că ne asemănăm, mătușa mea n-a putut să mă vadă câțiva ani pentru că îi provoca o durere foarte, foarte mare. Pentru mine a fost cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată, pentru că avea ochii negri și avea părul negru și așa până la mijloc și foarte drept.
Da, subiecte sensibile, nu mă așteptam să fie chiar așa dramatice, de fapt, răspunsurile. Îmi pare rău că ați trecut prin asta. Hai să schimbăm un pic. Hai, încearcă. Spuneți-mi ce vă face pe voi fericiți. Ce vă aduce zâmbetul pe buze? La tine la cealaltă extremă. Da, bănuiesc la tine muzica. Mai des în ultima perioadă spun lucrul ăsta. Cel mai mare drog este scena. Asta apropo că suntem... Așteptam să zici Magdalena. Îmi pune și eu asta, cum ales că rimează. Așa, pentru mine a fi pe scenă, a fi în centru atenției, a vorbi la, am vorbit la 10.000 de oameni, adică atunci când treci de 10.000 poți să zici 10.000, nu? Da. Așa, și am cântat iarăși la probabil tot așa, 10.000 de oameni. Este o senzație unică, e o vibrație aparte și te face dependent, că de aceea se și numește. Da, trebuie să recunosc, sunt addicted to scena. Și pe mine mă face fericită același lucru. În primul și primul rând îmi place să fac oamenii să zâmbească și consider că prin spectacolele de teatru și prin evenimentele pe care comedie, le am... Sau cel puțin eu am întâlnit-o da, numai comedie. Pentru că oamenii uită de problemele lor, se detașează, vin la teatru, zâmbesc, dar pleacă și cu o idee, cu un moto, cu o învățătură. Și mereu am spus că eu cred că m-am născut ca să fac oamenii să zâmbească. Ce tare! Îți place actoria, dar și dansul. Da, foarte mult. Amândouă fascinat. Și încerc să le îmbin pe amândouă. Spuneai atunci când erai mică că îți plăcea să te duci la nunți. Da. Îmi plăcea foarte mult să mă duc la nunțile din stat. Eu am crescut la bunici în Oltenia, la bunici din partea mamei. Părinții erau foarte ocupați, lucrau la Sanepid amândoi și nu puteau să aibă grijă de mine întru totul. Și atunci mergeam, eu am fost crescută de bunici, iar părinții veneau în weekend. Pentru că duminică trebuiau să se întoarcă în București, de fiecare dată reușeau să mă dea jos din mașină, spunându-mi, mamaie, fii atentă, e o nuntă în sat. Deci fii atentă, se mărită fata locutare cu tare. Mergem? Da, mergem, gata, duceți-vă voi la București, eu rămân aici și mă duc la nuntă. De acolo pasiunea pentru dansuri sau a fost dintotdeauna? Da, de atunci, pentru că stăteam tot timpul la masa mirilor și îmi plăcea să văd oamenii că dansează. Iar dacă nu dansau, trăgeam de ei. Da, efectiv mă duceam și trăgeam de ei și puneam să dansez din jurul mirilor. Da, și pentru că ești o dansatoare atât de pricepută, fac dans, spui tu sau spun eu? O să, vă rog ca duminică să ne urmăriți neapărat, pentru că Dinu și Magdalena ne vor învăța o coreografie de, nu știu, Valsul Mirilor, Baceata, ceva, pe acolo o să fie. Important e că o să ne îndrume cu sfaturile lor și o să fie super interesant și trebuie neapărat să vedeți acea ediție. Deci, duminică la Joculețul de Duminică, nu o să vă întâlniți doar cu noi, o să fie și Dinu și Magdalena. Cărora le mulțumim că au venit astăzi și au fost atât de transparenți. Și s-au deschis în fața noastră, dar și în fața oamenilor. Și noi vă mulțumim pentru invitație, ne-am simțit minunat la voi. Mulțumim și vă mai așteptăm, mulțumim și vouă că ați stat alături de noi până la această oră. Duminică urmează Joculețul, da? La revedere!